Cortul meu, Domnul, le binecuvântat și vreau să spun cu tărie o binecuvântare. Domnul să fie slăvit. Pentru ca să aveți totdeauna, vreau să spun lucrul acesta și nu numai acum, la programul de închinare, motiv de mulțumire, vreau să vă mărturisesc doar în scurte cuvinte cum s-a desfășurat nașterea. Aveam câteva avertizări prin vasă de lucru în privința acestei fetițe, Antonia Selin, Domnul să binecuvânteze, că era șnurul după gât și, dar totuși Dumnezeu așa a fost pentru întărirea vasului de lucru care a făcut această avertizare, așa a fost, m-am uitat atent, am avertizat chiar însăși doctorii de acolo și doctorii au spus la un moment dat că este ceva normal, se nasc foarte mulți copii cu șnurul după gât, deci noi nu putem să oprim asta și se nasc. Așa este mod în care unii copii se învârt acolo și, mă rog, nu se întâmplă nimic. Dar am așteptat, am vrut să vedem dacă ceva se întâmplă deosebit la naștere. Soția, la un moment dat, plecasem de la ora între 8 și 9 de acasă, nu știu exact, știu că prima dată când o avertizat durerile, era pe la ora 8 și mi s-a părut, din moment ce deja se plângea așa tare, că deja e timp. Și am zis să pregătească, o mers să fac un duș, la duș s-a rupt apă. Ne-am grăbit să mergem într-acolo și cu ajutorul Domnului am ajuns. La un moment dat, în momentele în care așteptam să se nască, am întrebat asistentele de acolo și au spus 3 cm. 3 și ceva. Nu este deschis și mai durează până se naște. După mai mult timp, au venit ca să verifice cum fac în spitale și nu s-a deschis mai mult de 4 cm. Între timp, soția spunea că are dureri foarte mari și insuportabile și nu știe dacă poate să le suporte. Și chiar vreau să vă spun că, printre cuvintele ei, a spus, dacă mor, vreau să știi că te-am iubit. Și i-am spus în felul următor, am apelat și pe acasă și am zis, dacă puteți să vă adunați, să vă rugați, unii frații aveau telefoanele închise. Și ne lăsa singuri asistentele acolo, pentru că ele știu când se naște un copil și când nu. La 4 cm nu se naște. I-am spus, un singur lucru vreau să te rog. Mă ținea de mână strâns și i-am zis în felul următor. Eu pot să fac un lucru mare pentru tine, dar să fii foarte atentă ce vreau să spun. Zic, eu pot să mă rog pentru tine și credința mea ajută să ajungă rugăciunea mea la Domnul. Dar izbăvirea acestei lucrări, zic, atârnă de credința ta. Dar zic, nu înainte ca să intrăm în rugăciune, zic, fii foarte atentă. Unii cu credința au făcut lucruri mari. Cuvântul Domnului spune că poți să muți munții cu credință. Și am întrebat-o, crezi? Și a zis, cred. Am făcut o rugăciune scurtă, cum este acolo, te las să iei singur, și am zis, Doamne, te rog, ușurează-i sarcina și fă să se vadă puterea ta de Dumnezeu. Și vreau să vă spun că asistenta a venit din nou în salon și nu era pregătită că se naște copilul. Și a spus că tot 4 cm, încă a închis așa ușa ca să nu observe eu, că e șopteala cealaltă de păvol, că tot 4 cm, dar i-am auzit. Și i-am spus, vă rog frumos, soția a spus că are dureri care nu le mai suportă și se teme pentru moarte. Zice, ok, o să pregătim astea. S-a făcut că vrea să pregătească ca să mai tragă de timp. Între timp, a venit să o verifice și pe soție la acolo. Și nu m-am văzut că în momentul în care ea se pregătea, deci nu se deschisese mai mult, se pregătea, am apăsat pe ceva buton și a zis nașterea. Și nu a durat câteva minute și s-a născut fetița. Vreau să vă spun că
Dacă cer cu credință un lucru de la Dumnezeu, Domnul ți-l dă. Suntem la o oră de rugăciune și nu ne vom mai ruga, pentru că timpul deja este trecut, dar puteți să o faceți de fiecare dată și oriunde. Noi ne-am rugat în salonul spitalului. Și oriunde te rogi, Domnul te ascultă. Dacă este cineva care are un motiv de mulțumire, sunt eu acela. Eu mulțumesc Domnului și vă rog să mulțumiți Domnului fiecare când aveți ocazie și dacă considerați că Domnul v-a făcut mult bine, vă slăviți numele Domnului că merită. Vreau să pregătiți o cântare, vom cânta o